Unioniștii din Acțiunea 2012 au protestat în piața universității față de declarația ambasadorului SUA la Chișinău privind relațiile dintre cele două maluri ale Prutului. Acesta a afirmat, printre altele, că Republica Moldova nu este România. I think it's very important, and certainly it is our policy, and I think it's also the policy here, that Moldova needs to remain a sovereign and independent country inside secure borders. Joining Romania, for example, as a means to get into the EU, or for whatever reason, is really, it's not a practical choice, and it's not a choice that's going to make things better here in Moldova. What will make things better here in Moldova is for the political class and for the people of Moldova to all cooperate in making this a better country for Moldovans. Moldova is not Romania. Moldova has its own unique history and its own unique challenges. Declarația ambasadorului american a scos sute de tineri în piața universității, care erau înconjurați de mii de volume de istorie și de un singur mesaj. James Petit, Come and Read. Suntem pur și simplu indignați de afirmațiile ambasadorului Petit, care pune o ștampila națiunii moldovenești inventată de Stalin. Noi nu putem fi de acord cu Stalin și cu cei care falsifică istoria neamului românesc, chiar dacă sunt aliați ai României în acest moment. Am primit-o chiar ca o lovitură personală în momentul în care a spus că suntem români, suntem state diferite, cu istorie, cultură și limbă diferită. Eu, în calitate de român basarabean, din România istorică, din Cimișlia, vreau să-i spun domnului Petit că eu cel puțin mă consider mai român decât mi-ar putea spune oricine altcineva și fac tot ce îmi stă în puteri pentru a demonstra acest lucru. Sunt mândru de identitatea mea română, sunt mândru de limba română pe care o vorbesc. Toate volumele de istorie strânse în urma acțiunii vor fi trimise ambasadorului. De asemenea, protestatarii au pregătit și o scrisoare deschisă adresată secretarului american de stat John Kerry. Și la sediul ambasadei de la Chișinău a avut loc o acțiune de protest, manifestanții cerând retragerea lui James Petit din funcția de reprezentant al diplomației americane la Chișinău.